Tinerii cu vârsta între 16 și 25 de ani care au absolvit sau nu diverse forme de învățământ și nu au calificare pentru domeniul în care piața muncii oferă șanse de angajare pot opta să devină parte din programele de ucenicie. Ei pot avea astfel un loc de muncă stabil pe o perioadă între 12 și 36 de luni și un salariu precum și șansa unei calificări care le va putea aduce avantaje toată viața. Salariul ucenicului va fi cel puțin egal cu leafa minimă brută pe țară pentru un program de 8 ore zilnic, respectiv 40 de ore săptămânal. Totodată, încheierea unui contract de ucenicie aduce beneficii angajatorilor. Angajatorul care încheie un contract de ucenicie pe perioada derulării acestui contract poate solicita și beneficiază la cerere de o subvenție acordată din bugetul asigurărilor pentru șomaj. Această subvenție reprezintă 60% din valoarea indicatorului social de referință în vigoare. La această dată, valoarea acestui indicator este de 500 de lei. Angajatorii care beneficiază de facilități sunt obligați să mențină raporturile de muncă ale tinerilor pe toată perioada contractului de ucenicie la locul de muncă ce a fost încheiat. Potrivit datelor a GOFM Giurgiu, în acest an, la nivelul județului nostru, au fost încheiate doar 2 contracte de ucenicie. Agenția se așteaptă ca numărul tinerilor care vor să obțină o calificare în acest mod să crească începând de anul viitor.